Bun găsit tuturor! Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect care mie mi se pare cel puțin interesant și se pliază mult pe unele întrebări trimise de privitori, așa încât astăzi vorbim despre uh, ceea ce vor versus ceea ce au nevoie în relațiile lor semnele zodiacale. Și încep cu berbecul, care fiind un semn solar, fiind un semn de foc, își dore ceea ce își dorește un berbec într-o relație. Cineva cu care poate merge la braț, cu care să fie mândru în societate. Cineva care te face ca berbec să, fi... să trăiești, să simți viața din toate punctele de vedere. Um, își dorește o persoană care să sară în evidență, care să fie admirat de cei din jur și care cu siguranță să nu pună niciodată un berbec într-o situație neplăcută sau să-l pună într-o situație dezagreabilă. Are nevoie de un partener care să se evidențieze în public. Dar ce are nevoie în realitate berbecul? Pentru că între a vrea și a avea nevoie este o mare diferență. Berbecul are nevoie de cineva care poate să îi înghită toanele și uh, schimbările de atitudine. Berbecul este extrem de temperamental. Este unul din cele mai. Complicate semne, pentru că astăzi poate fi într-un fel, mâine poate să aibă o toană și să aibă nevoie de o dramă existențială și să caute să creeze o ceartă. Deci, are nevoie de un partener care are răbdare și care știe să ierte. Bineînțeles, are nevoie de cineva vesel care să-l scoată din stările depresive. Berbecii pot avea stări depresive foarte puternice, și cineva cu care nu se plictisește, pentru că plictiseala este inamicul numărul unu al berbecului. Să vedem mai departe taurul. Ceea ce își dorește taurul într-o relație. Își dorește cineva, pe cineva care să vină să rezolve lucrurile. Dacă el face o, sau ea face o boacănă să îi le rezolve și să le facă, să, să așeze lucrurile în ordinea uh, potrivită. Are nevoie de multă atenție și de multe cadouri. Uh, taurul este un semn de pământ, guvernat de Venus. Și dacă vrei să o faci pe Venus să se simtă bine, atunci a făi cadourile. Făicadorii. Apoi vrea atenție continuă, sub toate formele. Imaginează-ți că ai un nou născut în casă, ei, cam aceeași atenție o vrea și Taurul, tot timpul să fie prezent în jurul său. Taurul mai își dorește să aibă un partener care să fie de acord cu ideile sale și să să îl facă să se simtă bine, să-i urce starea de spirit, să-l scoată din depresie. Dar, ce are nevoie, în realitate, un taur? Taurul are nevoie de cineva care să aibă un punct de vedere comun cu el, să împartă aceleași viziuni, să împartă aceleași idealuri, cineva care să-l respecte. Taurul are nevoie de. Atenție, în cantități considerabile și de cadouri materiale. Um... Mai are nevoie de uh, cineva care să-i admire continuu. Dacă ar fi să intrăm adânc în sufletul Taurului, Taurul niciodată nu o să fie încântat cu un partener care este superior, ci întotdeauna va dori un partener pe care ori îl poate domina, ori să, să aibă, știi cum se spune în engleză, the upper hand Taurul, să aibă o, o, un plus ceva. Nu-i place să fie vioara a doua. Gemeni. Ce își dorește geamănul? Geamănul își dorește un geniu care să-l amuze, care să-l distreze, care să, să, fie la fel ca și el. De fapt își dorește un frate geamăn sau o soră geamănă. Uh, își dorește o persoană cu care să poată comunica, își dorește o persoană cu care să iasă să facă năzbâti împreună. Seamănă, să știți că gemenii în astrologie seamănă mult cu berbecul și uneori când stabilește ascendentul unei persoane te poți păcăli între un berbec și un geman ca ascendent pentru că seamănă foarte mult. Ce îi diferențiază este că berbecul își duce până la capăt treaba, pentru că e un simț al responsabilității. Geamănul e doar la nivel ideatic, la nivel mental lucrează. Deci, ce își dorește? Își dorește un, o, o persoană dinamică cu care să se simtă bine și să se distreze. Ce are nevoie, în realitate, un geamăn? Uh, are nevoie de înțelepciunea unui partener care să îl echilibreze în momentele când o ia și deraiază. Are nevoie de cineva care să stea cu biciul pe el sau pe ea și să-i pună, uite, astăzi facem asta, ăsta e programul, astea sunt obiectivele, asta trebuie să atingem. Are nevoie de cineva care să îl asculte, geamanul are foarte mare nevoie de un auditoriu, nu să vorbească fără sens o, o discuție tet tet unul în fața altuia în care geamanul să vorbească și celălalt să înțeleagă, să comunice, să, să răspundă la comunicare. Are nevoie de cineva care să-l înțeleagă și să ierte acțiunile. RACUL Ce își dorește RACUL într-o relație? Racul își dorește multă pasiune, tandră, iubire necondiționată, îmbrățișări, daruri și asigurarea continuă că rămâi în preajma ei sau a lui. Are nevoie de cineva care. Are, își dorește pe cineva care să nu-l rănească. Racul e foarte sensibil și foarte ușor de rănit. Uh, are nevoie de o persoană intuitivă care uh, să îl ridice emoțional. Racul poate cădea foarte ușor în depresie și atunci. A Racul are nevoie de cineva care să-i ridice starea de spirit, care să-i ofere siguranță emoțională, onestitate foarte importantă pentru rac și uh, loialitate absolută, dar cineva cu multă răbdare, pentru că racul este semnul cu cele mai multe fluctuații emoționale de pe planeta Pământ. Leul. Leul... Uh... Ce își dorește? Pe cineva cu care să se mândrească în fața prietenilor, cineva care să-l ajute să fie mai populară sau popular. Uh, loialitate are nevoie, își, dore, nu, își dorește multă loialitate, își dorește un admirator continuu, deci cealaltă persoană trebuie să stea așa în prostație, ești extraordinar, ești absolut. Uh, și leul nu vrea să fie contrazis și uh, sprijin necondiționat în tot ceea ce face. Ce are nevoie un leu într-o relație? De cineva înțelegător, de cineva inteligent, de cineva care să îl pură la punct pe leu și să-l învețe ce înseamnă respectul. Uh, are nevoie de cineva care apreciază gesturi mărunte. Fecioara. Ce își dorește fecioara într-o relație? Cineva care ce își dorește pe cineva care să fie logic rațional și să, să uh, poată să o susțină sau să-l susțină uh, are nevoie de bun simț într-o relație uh, își dorește își dorește într-o relație bun simț respect inteligență. Uh, în egală măsură, își dorește pe cineva care să-i ofere spațiu de acțiune și intimitate, și își dorește pe cineva care ascultă nesfârșita tiradă a fecioarei, monologurile interminabile, și care să accepte criticile fără să crăgnească. Ce are nevoie? Are nevoie de o persoană veselă, în primul rând, pentru că fecioara are tendința uneori să intre în depresii. Apoi, are nevoie de cineva care să o stimuleze atât de mult mental încât să nu se plictisească niciodată. Iubirea vine din cap la fecioară, nu din altă parte. Are nevoie de puțin mister. Uh, și are nevoie de recunoștința partenerului, să știe că ceea ce face nu este doar ca să facă, ci este, este, uh, cu, este recunoscut, apreciat și prețuit. Balanța. Ce își dorește? Romantism, un partener sau o parteneră care să arate bine. Să știți că întotdeauna la balanță contează zona esteticului. Uh, își dorește atenție, își dorește o persoană inteligentă, dar nu prea inteligentă, că balanței îi place să manipuleze și atunci inteligență la serviciu, în carieră, să facă bani, dar acasă balanța să conducă. Ce are nevoie? De un prieten, nu de un iubit sau o iubită, de un mediator, de cineva care să nu se folosească de balanță și de cineva care să fie suficient de onest să-i spună ce crede deschis în față de la obraz. Scorpionul ce își dorește? Supunere totală, își dorește un adorator, nu un fan caleul, își dorește un adorator, uh, își dorește de, uh, devoțiune totală, dedicare totală, își dorește o persoană care să-i ofere pasiune și pe care scorpionul să o controleze. De ce are nevoie scorpionul? Scorpionul are nevoie de respect, are nevoie de o cantitate consistentă de mister pe care el trebuie să-l caute ca un Sherlock Holmes și să-l rezolve. Uh, are nevoie de o persoană care să susțină crizele emoționale ale scorpionului și cineva care să îndure înțepăturile continui și nevoia de control a scorpionului. Uh, are nevoie de loialitate totală și de onestitate absolută. Nu e un lucru rău, nu? Săgetătorul, ce își dorește? Își dorește o persoană care să aibă încredere, și dorește în care să aibă încredere, și care să fie suficient de excentrică și trăsnită, care să facă o mulțime de lucruri neobișnuite. Își dorește uh, să aibă un partener liber, non, neconvențional, uh, poate chiar dintr-o altă cultură sau dintr-o altă țară. Uh, ce are nevoie? Cineva care să aibă capul pe umeri, cineva cu bun simț independent, care să, să, nu aibă nevoie de alții și cineva care are nevoie de o persoană cu care să împărtășească aceleași gusturi și aceleași hobby-uri. Capricornul, ce își dorește? Dorește să fie perfect, își dorește loialitate, își dorește mister, uh, o, o, își dorește o poveste de iubire care să nu îl împiedice sau să nu o împiedice în lucruri sau în activitățile pe care le face. Își dorește o persoană inteligentă, rafinată și poate de o treaptă socială înaltă, capricornul cam caută stabilitatea materială. Dar nu-i rău, știți, odată cineva spunea decât să am pe cineva care să, să mă jignească tot timpul și să fie rău sau neplăcut cu mine, să se poarte urât, prefer să știu că plătesc și mă las în pace. Era, bine, am dus la extrem exemplu ăsta, da? Dar își dorește pe cineva care să fie cu o treaptă mai sus, astfel încât și capricornul să sară o treaptă mai sus. Ce are nevoie în realitate Capricornul? Cineva care să aibă imaginație, inteligență și un spirit tânăr. Are nevoie de loialitate și de respect. Uh, are nevoie de cineva care să fie ok dacă e dominat și care să nu-l forțeze pe Capricorn să facă <coughs> lucruri pe care nu și le dorește. Să vedem mai departe ce își dorește vărsătorul. Ce își dorește? Mai în glumă, mai în serios. Pe pălărierul cel nebun. Știți, din alii sunt țara minunilor. Își dorește o persoană care să aibă o viziune puțin mai excentrică a vieții decât în mod obișnuit. Are nevoie de cineva cu care să împartă hobby plăcerile. Are nevoie de un prieten, de loialitate și de libertate. Foarte importantă libertatea pentru vărsător. Ce uh, are nevoie? În primul rând, vărsătorul are nevoie de independență, de încredere în partener. Are nevoie de comunicare multă și consistentă. Are nevoie de un prieten adevărat și o persoană, un partener inteligent. Iar peștii, ce-și doresc? O poveste ca în basme, un artist, un creator, uh, are nevoie de un psiholog continuu, de serviciu, un partener care sau o parteneră care să discute cu, cu, cu peștele toate problemele prin care peștele trece. Are nevoie de cineva sensibil, artistic, poetic, cineva care să-i înțeleagă dramele emoționale. De ce are nevoie? Are nevoie de stabilitate, de o persoană suficient de lucidă și ancorată în realitate, care să fie capabilă să tragă peștele înapoi pe țărm când o ia raznă. Are nevoie de un partener răbdător și. Uh, Cineva care să nu domine, să nu jignească peștele, să nu-l domine um, și cineva care e ca o ancoră, o persoană care întotdeauna va avea răbdare să aștepte peștele să se întoarcă în mat sa. Dragii mei, acestea au fost comentariile mele despre ceea ce ne dorim și ceea ce avem nevoie cu adevărat într-o relație. Aștept feedback-ul vostru, aștept părerile și opiniile voastre și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Iar dacă vreți să fiți la curent cu activitatea mea și să susțineți activitatea, nu uitați să apăsați butonul subscribe. Să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!